v-am regăsit la Vedete Fără Secrete aici la Busuioc TV. Și în această seară vă prezint o ediție cu mult drag și cu multă voie bună și cu multă bucurie, pentru că și în această seară am o invitată dragă inimii mele. V-ați obișnuit să o vedeți deja de ceva vreme, să fie parte din echipa noastră Busuioc TV. O vedeți pe la spectacolele pe care le organizează Busuioc TV, o vedeți la evenimentele noastre, dar nu am avut niciodată ocazia să o descoasem de secrete și să o descoperim așa din cap până în picioare, să o aflăm de sus până jos, să vedem ce are acolo adânc în inima ei și în mintea ei de fată frumoasă și talentată. Haideți să o salutăm astăzi cu mare drag pe Anastasia Vulpe. Bună seara și bine ai venit, draga noastră, prietenă deja pot să zic, pentru că ești oarecum membră, parte din echipa noastră. Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult de această invitație frumoasă, cu drag am acceptat-o și în semn de respect și recunoștință, primiți această sticlă de vin. Mulțumim să frumos. Vă încălziți și să vă simțiți bine. Mulțumesc din toată inima. Să știi că probabil am eu ceva cu anii bătrâneții, nu am avut spiritul de observație și n-am văzut că ai venit cu ceva și că deja ai pregătit. Așa, sincer, o mică atenție. Deci chiar m-ai surprins plăcut. Nu am observat, mă gândeam că e parte din decor, poate. Nu sunt atentă la ce se întâmplă la acest studio, se ocupă producătoarea noastră, Tatiana Țigrălaș, de chestia asta și probabil m-am gândit că e ceva parte din decor. Mersi, o las aici pe canapea de deocamdată. Și okay. Cine știe, poate... Poate o servim împreună la 100 de ani de prietenie. Este o idee foarte bună. Apropo de asta, câți ani de prietenie te leagă cu Busuioc TV? Că e ceva vreme de când prezinți materialul tău muzical prin intermediul televiziunii noastre publicului spectator. De fapt, nu am atât de mult timp, în jur de 2-3 ani, direct după pandemie. Da. Am hotărât să vin în familia Busuioc TV pentru a mă simți bine alături de oamenii dragi, de interpreți și desigur să mă manifest cu creațiile care pot să le ofer dragilor noștri spectatori și telespectatori. Tu erai foarte cunoscută oarecum în zona ta, și o să vorbim de unde vii și o să trecem așa ușor prin toate etapele vieții și activității tale artistice și nu doar, poate mai ai și alte activități, vedem. Dar îmi dau seama, revenind la ce am vrut să zic mai sus, că ești cunoscută și erai cunoscută în zona ta și poate mai puțin în întreaga Moldovă. Cum s-a schimbat viața ta de când ai început să fii prietenă cu Busuioc TV? Ce zice lumea? Ce zic fanii? De fapt, sunt din orașul Bălți. În zona dată mă cunosc bine. Hotărând să vin în familia Busuioc TV, am fost hotărâtă și realizam că trebuie să urmeze oarecare pași. Desigur, mă simt foarte bine. Aveți o echipă minunată, o familie de excepție și vreau să spun că mă simt foarte bine. Dar publicul tău ce zice? Deci oamenii care te cunoșteau acolo și la un moment dat te-au văzut la televizor, te-au văzut la concerte mari, au început să se uite, nu știu, altfel la tine, să-ți facă complimente sau să te invidieze, poate? Evident, știți cum sunt oameni cu critici pozitive, oameni cu critici negative, cei dragi, cei care mă susțin, mereu optează pentru rezultatele mele frumoase. Cei care poate au un pic de invidie, poate doresc să realizeze și ei ceva, dar încă nu au reușit sau nu au curajul, desigur că se simte un pic această energie negativă. Deci ai simțit asupra ta presiune? Evident, evident, am simțit, dar nu mă las de valul negativ condus din partea celor care poate... Nu o fac intenționat, dar mă strădui să fiu un om alb, un om deschis la suflet și să trec peste. Dar să știi că chiar îți reușește. Mersi. Nu te deranjează, nu te doare la suflet? Poate din start un pic mă deranja, dar acum îmi urmez scopurile, îmi urmez calea și pot să spun că nici nu atrag atenție la așa niște chestii mărunte, pentru că am niște planuri și scopuri mari care... trebuie realizate, necătând la criticile negative care sunt în spatele meu. Deci, cumva știi unde trebuie să ajungi și ai lucruri mai importante de făcut. Probabil că sunt hotărâtă. Da, până la fata asta hotărâtă care stă aici în fața mea, o fată hotărâtă, oarecum formată, bună la suflet, care a ales să fie umal, frumos ai spus apropo, deci luminos. Tu ai fost cândva copil, înțeleg că te-ai născut la Bălți. Așa este. Acolo ți-ai petrecut copilăria și activitatea, ți-ai desfășurat până în prezent tot acolo. Hai să trecem un pic așa prin toate etapele vieții tale. După cum am spus, sunt din orașul Bălți, originară din orașul Bălți. Sunt născută în familia doi oameni frumoși. Mama este croitoreasă, tatăl meu este un om modest, cu un serviciu de stat. Cum îi cheamă?
Doamna Larisa și domnul Sergiu. Doamna Larisa și domnul Sergiu, salutări și felicitări pentru așa o fată bună și frumoasă. Mi-am petrecut copilăria, adolescența, tot în orașul Bălții, dezvoltându-mă clar din mai multe laturi. În anii de studenție am venit la Chișinău, am studiat aici, am terminat Universitatea ULIM, Liberă Internațională, Universitatea Liberă Internațională din Bălți. Facultatea de limbi străine, sunt traducător, engleză și germană am studiat. Ai văzut? Bănuiam eu că trebuie să mai fie ceva. Scuză, asta în ce timp, în ce an a fost, în ce, aproximativ? Anul 2013. Deci tu ai învățat la Chișinău o perioadă? Eu m-am transferat, am început studiile la Bălți, uh-huh, și am finisat ultimul an, anul 3, la Universitatea Liberă Internațională. Ok, dar nu te-ai reținut la Chișinău? M-am reținut pe vreo 3 ani, după care am revenit înapoi. Ce ai făcut în perioada aia? În perioada aia am lucrat în diferite companii internaționale. Am lucrat la vinăria din Milești Mici, am activat ca ghid și un timp scurt ca secretară. După care au urmat două companii în care iarăși am activat. Și dragostea își face rolul și efectul în viață. Stop, până la dragoste să facă suspansă. Stai un picuț așa, da. Să înțeleg cu muzica. Da. Muzica a fost și până în perioada în care tu ai absolvit toată perioada. Toată perioada. Totdeauna. De la 4 ani până în prezent. De la 4 ani. Da. Așa, hai să vorbim un pic despre muzică. Hai. Tot așa, pe trepte. Când a apărut, cum a apărut? Uh-huh. Cine te-a inspirat, influențat, uh-huh, te-a ajutat? De fapt, muzica este în inima mea de la vârsta de 4 ani. Părinții au observat acest talent, în special mama, și a încercat cumva să-l dezvolte. După cum vă dați seama și știți perioadele grele prin care au trecut toate familiile, anii 90, totuși mama a insistat, a luptat și s-a străduit să-mi dea tot ce a fost mai bun pentru a-mi realiza scopul. Am urmat o școală, școala muzicală din Bălți, George Enescu, la care sunt foarte mulțumită și recunoscătoare. Facultatea? Am studiat pianul și sunt foarte mulțumită și recunoscătoare pentru că în acești 7 ani de studii am aflat tot ce este frumos și am aflat că muzica ne poate inspira și ne poate crea frumosul din sufletele noastre. Bun, tu ai făcut pian, între timp ai cochetat și cu vocalul pe atunci? După școala muzicală am făcut ore de canto. Uh-huh. Începând de la vârsta de? De vârsta de, hai să spunem, 14 ani până la 17, așa, plus minus. Uh-huh. 3 până ani. Ca să vii la Chișinău, da. Ai cochetat cu muzica, da. Ai cântat, ai pe activat scenele. Cadrul da. Unei, nu știu, orchestre, poate, sau pur și orchestre, simplu solo? Am fost premiată la Steluța Bălțului, Grand Prix, în anul 2012. Uh-huh. După care am fost invitată la concerte locale. Uh-huh. Dar la evenimente private, știu că cânti acum, cântai da. Și pe atunci, în perioada aia? Cântam undeva de la vârsta de 19-20 de ani am început a cânta. Evenimentele private? Da. Asta eram înainte ca să vii la Chișinău? Adică în perioada de dată deja eram cu petrecerile. Am înțeles. Deci, Doamne, atât de multe lucruri ai reușit să faci, să le împletești, să le... La mini-haus. Să le aduci, că nici nu le putem descălce. Bun. De fapt, anul 2012-2013 a fost anul de când am început a ambla la evenimentele private. Uh-huh. Deci, bun, e 10 ani de când, 10, de când da, faci asta. Da. Și o viață de când faci muzică, da. Și pian și vocal. Și 3 ani de când ești pe sticla micului ecran, da, și da. Te faci prezent în casa oamenilor. Bun, hai să vedem acum o creație muzicală. Zic să vedem, nu să o ascultăm, pentru că o să fie melodie cu videoclip. După care urmează ceea ce am pus noi pe pauză și am zis să păstrăm suspansul. Secret? Secret, dar va fi descoperit că... Evident, vedete fără secrete. Că n-are control, trebuie să te cunoaștem astăzi din toate punctele de vedere. Eu zic să urmărim o melodie cu videoclip frumoasă. Alegem piesa Mama. Da, Măicuța mea. Măicuța mea, da. Pe care publicul nostru de fapt deja o cunoaște, pentru că tu i-ai făcut lansarea anterior, da. Și oamenii deja o cunosc de la Busioc TV și sperăm să le aduc acum un strop de bucurie în suflet.
De acord? De acord. Urmărim videoclipul? Totalmente. Prieteni, rămâneți și în continuare cu Anastasia Vulpe. Revenim la discuție imediat. Prieteni, felicitări! Uite, vezi că eu n-am avut ocazia să te felicit cu toți telespectatorii noștri și în special iubitorii de vedete fără secrete cu ocazia acestui videoclip. E foarte emoționant și frumos. În privat ți-am zis, dar în public n-am avut când. Mersi foarte mult de apreciere. Acum a fost momentul potrivit. Felicitări și să ai tot așa admiratori fideli și să-i dăinuiască piesa în timp. Mulțumesc, este foarte plăcut. Îmi pare bine că piesele sunt acceptate de către public și desigur către familia Busuioc TV. Cu siguranță, altfel nici n-ar avea cum să fie. Am promis publicului înainte ca să facem această pauză bine meritată și mult așteptată muzicală că o să intrăm așa puțin și în viața ta privată. Mm-hmm. Tu oricum ai început singură să încerci să deschizi parantezele. Ai zis că ceva s-a schimbat în viața ta atunci când a apărut dragostea. Op, op, dragostea asta. Nu te mai pui. Când și cum s-a întâmplat? De fapt, cu soțul meu ne cunoaștem de o perioadă lungă, aproximativ cam 10 ani. Așa. Da. Și după ce am finisat facultatea aici în Chișinău, am lucrat în jur de 2-3 ani în domeniul finisat, în domeniul limbilor străine.
Totuși, din dorința soțului, am hotărât să revenim înapoi la Bălți. Dacă totuși, fără secrete... Dar voi unde v-ați cunoscut? La cântare. Așa, la un eveniment privat. La un eveniment privat. Cum îl cheamă? Alexandru. Așa, spune la toată lumea. Deci Alexandru, Alexandru cu cereavă. Da. Și este instrumentist. Este viorist de profesie. Așa. Lumea v-a mai văzut oarecum împreună, nu e chiar atât de mare secretul, dar nu știu dacă a avut cineva timp așa să te descoase. Deci, voi v-ați întâlnit cu Alexandru la un eveniment privat, aici în Chișinău? La Bălți. La Bălți. La Bălți. Da, el era pe atunci la Bălți? El era student, da. La Bălți. La Bălți. Și tu erai la Chișinău? Eu eram perioada de tranziție dintre Bălți și Chișinău. Așa. Și Alexandru a zis că vrea să... Da, a decis să... Lui nu-i place aglomerația și a spus că nu o să fac față. Și tu ai decis să-l urmezi? Desigur. Erați căsătoriți atunci? Atunci încă nu. Încă nu. Atunci nu, dar un an mai târziu deja am devenit o familie. Și formați o familie cu acte în regulă, zicem așa, de cât timp? Cu acte în regulă deja de 5 ani jumate. 5 ani jumătate. Suntem în căsnicie legală. Mai aveți alți membri în familia voastră? Avem doi copii comuni minori, 24 ani, acum în luna iunie vor avea 35, adică tot un jubileu oarecum. Da, cifre rotunde, un 3 cifre frumos rotunde. Și un 5. Mășcat. Mășcat, exact. Da, să vă trăiască. Mersi, cum foarte mult. Fetița se numește Andreea, da, și băiatul Alexandru. Andreița și Alexandru. Da. Cine e mai mic, cine e mai mare? Mai mare este fetița Andreea și cel micuț Alexandru. Să vă trăiască o copilărie frumoasă, fericită și să vă fie sănătoși. Totdeauna. Mulțumim foarte mult. Deci ați fost niște oameni harnici. Mă, cum v-ați căsătorit, cum ați făcut copii? Dar nu este timp de pierdut, viața trece. Așa e. Avem de realizat multe, nu putem să amânăm lucrurile care nu se pot amâna. Bun, ați format o familie, ați format și o echipă în continuare? Sigur. Sigur, am decis după ceva timp să formăm așa o echipa noastră în frunte cu mine, cu soțul meu și deja alți instrumentiști, specialiști în domeniu. Deci, în orașul Bălți. Activitatea voastră de bază, munca voastră este legată de evenimente private. Nu mai sunteți angajați și în alte ba, domenii. Ba da, suntem. Da? Soțul este angajat în Orchestra Vântulezi din orașul Bălți. Aha, dar tot cu muzica. Cu muzica. Iar eu sunt angajată în câmpul, în domeniul limbilor străine. La moment încă sunt în concediu de maternitate. Așa. Compania Pedersen & Partners. Am înțeles. Mamă, din orașul Bălți. Și cum reușești să împingi viața de zi și viața de noapte? Păi, acum cât sunt în concediu de maternitate, le reușesc. E mai ușor, nu-i da, așa? Să fiu sinceră, da. După ce expiră concediul de maternitate, urmează să mă gândesc ce și cum voi face, cum voi proceda. Am înțeles. Bun, hai să vedem cine este în familia voastră focul, cine este apa care îl stinge, cine e furtuna, cine e liniștea, cine e marea, cine e vântul, cine e soarele, cine e luna. Cât te gândești tu, eu mai zic ceva așa, să umplu timpul. De fapt, după primele aparențe, pare că eu sunt vulcanul și el este apa care stinge da, totul. Pentru că el nici n-a vrut să vină la interviu, a zis că te lasă. Da, este destul de modest, însă, după cum toată lumea cunoaște, acasă suntem cine suntem. Okay. Acasă ne deschidem, discutăm. Acasă ele focul? Acasă nu pot să spun că este focul, dar este un pic mai dezghețat că e acasă, simt în confortul său. Deci simți tu momentul ăla că, hei, eu sunt bărbatul în casă. Nu, noi ne înțelegem foarte bine din priviri, prin discuții, hotărâm totul, fără certuri, adică urmăm, deci fim un exemplu bun pentru copii. Nu vă certați? Nu prea ne străduim să arătăm emoțiile negative, în special față de copii. Foarte frumos. De ce zodie sunteți voi? Eu sunt berbec. Și el este vărsător. Deci stelele s-au pus oarecum bine pentru... Eu cred că da. Bun, dacă se întâmplă să fie divergențe, că în orice familie există totuși până la urmă și în general între oameni poate exista. De exemplu, eu nu sunt supăracioasă deloc și mă împac foarte bine cu colegii mei, dar mă supăr pe producătoarea emisiunii mele când ea mă fugărește. Deci hai, când avem timp. De vreau să fac un story, vreau să mai stau de vorbă cu invitatul, cu emisie, înțelegi? Și că eu mă supăr, mă bosunflez așa. E ca să întâmplă. Poate e banal, dar se întâmplă.
Știi? Da. Tu, iată voi, de ce vă supărați? De lucruri din astea, poate chiar banale, da? Niște lucruri mărunte. Adică noi nu punem accent pe niște lucruri mari, mășcate, pentru că nu are sens, ne formăm o familie, noi suntem destul de maturi și realizăm că nu suntem pe aceeași cale și trebuie să ne împăcăm. Și nu este cuvântul principal, trebuie, dar chiar ne împăcăm. Așa, foarte frumos. Mă bucur să aud acest lucru, pentru că chiar vorbeam recent cu cineva că s-au mai schimbat acum valorile noastre, s-au schimbat valorile, dacă ai să vorbim despre familie, despre cuplu, despre foarte multă lume se împacă inițial și după asta nu se mai împacă, se schimbă după căsnicie. Deci nu știu ce se întâmplă cu lumea noastră. Părinții noștri au fost altfel, au menținut relații cu liniște și pace și de lungă durată. Și foarte frumos că mai avem și în rândul tinerilor, așa ca voi, modele demne de admirație și demne de urmat. Ne pare foarte bine. Sunt sigură că și părinții se mândresc cu voi. Vă păcați bine cu familiile? Foarte bine, noi suntem prieteni. Cu socrii? Cu socrii, soacra, socru, toți suntem prieteni. Cine stă mai mult la bucătărie din voi doi? De fapt, soțului tot îi place foarte mult să gătească, dar mă rog, eu ca mamă, cu copii, cu dorințele lor, poftele lor, eu le satisfac. Sunt mici, mi-e dragă când cer de mâncare, că sunt copilași care nu prea mănâncă. Dar când spun că doresc ceva, Să le faci pe plac. Da, le fac pe plac, las totul și mă apuc să le gătesc ce le place. Dacă aveți de muncă, de exemplu, voi cu soțul, cine vă ajută să stați cu copiii? Părinții. Uh-huh. Părinții. În special părinții mei, pentru că sunt mai aproape. Da, asta vreau să vă întreb. Sunt toți la Bălți? Părinții mei sunt la Bălți, iar părinții soțului locuiesc în sat. Dar nu este o problemă. Dacă apelăm la ajutor, nu ne refuză niciodată. Foarte fain că aveți pe toți alături și vă pot salva. E tare, da. Doamne, ce am face noi fără părinți? Nu știu. Foarte bine că sunt părinții în viață și trebuie să-i prețuim, pentru că mai mare comoară nu-i. Cu siguranță. Copiii voștri, îi vedeți muzicieni și pe ei în timp? De fapt, sinceră să fiu, cred că da. Acum iarna am realizat un videoclip și o piesă cu fetița, care se numește Vine, vine. Am făcut așa ca un experiment, să văd, îi va plăcea, nu îi va plăcea. I-am alcătuit și o piesă, am imprimat-o în studio, i-am făcut videoclipul și, sincer să fiu, a reușit, dar încă este prea mică, nu realizează. Astăzi vrea, mâine nu vrea, astăzi cântă, mâine nu cântă, dar cel micuț, de dimineață până seara, tot cântă, îngână, bate ritmul, toate desenele știi pe de rost, este foarte artistic. Deci voi v-ați dori să-i vedeți muzicieni? Aș dori să-i văd, dacă vor avea dorința ei, dar nu am să-i impun, o să-și decide singur calea. O să vedem când cresc, că ne mai întâlnim noi pe aici, pe la Vedete Fără Secrete, și o să vă urmărim activitatea și viața voastră de familie. Bun, ai spus mai sus că mămica ta este croitor de profesie. Exact. Sau, acum modern, să zice designer vestimentar. Așa e la modă. Da. Tu mai bine știi cu terminologia asta, că ești și traducător, designer, ia uzi, asta. Așa se zice. Designer vestimentar, da, designer zice alimentar, peste tot locul designer. Designer alimentar, asta că ne-am fost bună. Să fie acesta secretul stilului tău vestimentar unic, pentru că te urmăresc în scenă și întotdeauna ai niște ținute care te reprezintă și care sunt originale. La acest capitol pot să spun da, da și încă o dată da. Toate ținutele care le vedeți pe scenă, la evenimentele private, la concerte, chiar și zi de zi, sunt create de mămica mea, doamna Larisa Vulpe, care îi mulțumesc foarte mult pentru că îmi îndeplinește toate gusturile și când îmi găsesc așa un model mai delicat, mai de ochiat, îl trimit mamei. Și mama îmi spune, dar ceva mai complicat nu ai găsit, știind că o să-l realizeze. Chiar și astăzi sunt îmbrăcată din mânuțele de aur. Uite, eu te-am prezentat Anastasia Vulpe. Tu ai zis acum că mămica mea, doamna Vulpe, da? Da. Doamna Larisa Vulpe. Eu acum le pun pe toate cap la cap și îmi dau seama că tu ești mamă cu doi copii, cu bărbat, cu acte în regulă, dar porți numele de fată mare. Ce s-a întâmplat? Care-i secretul? Care-i rânduiala? Care-i treaba? Deschidem parantezele, da. Hai! Dar eu mă gândesc, tu și așa ești o fată frumoasă, talentată, mereu în față, la evenimente private, bărbați sunt cu ochii pe tine și încă își porți numele de Anastasia Vulpe, dar omul tău nu își
scoate și cel mai bizar lucru că el nu este gelos. El foarte bine înțelege cum stau lucrurile și el are încredere totalmente în mine. Îți dă voie să fie Anastasia Volpe? De fapt, da, eu cu el am discutat la acest subiect atunci când am fost să legalizăm relația noastră. Deci tu și în acte ai rămas Volpe? Eu în acte am luat familia mea și familia lui. Adică este o familie dublă. Aha. Volpe cu cereavă-i Anastasia. Așa că el mi-a permis. Eu nu pot spun că mi-am cerut permisiune. Eu am spus că este o dorință a mea. Toți mă cunosc de Anastasia Volpe și aș vrea să-mi păstrez acest nume. Și el, fără să se gândească mult, a acceptat ce a fost de acord. Deci mai mult e legat de activitatea scenă. Ta scenică, da. Că adică oamenii erau obișnuiți cumva așa. Ei mă cunoșteau sub numele de Anastasia Volpe. Ar fi fost mai complicat cumva să te... Da, vă dați seama, atât mă știu Anastasia Volpe, Anastasia Volpe și cu Anastasia Cucerav. De cine, doamna asta? Da, și hai de la început. Așa că am rămas, da. Nu a fost o problemă. Nu e atât de ușor să-ți creezi un nume până la urmă în lumea muzicii și ai muncit tu ceva ani să fii Anastasia Volpe și la un moment dat, hop, trebuie să te schimbi și într-adevăr e mai... Eu am spus că am norocul că Alexandru nu este un bărbat capricios, un bărbat cu așa cu strictețe, așa cum am spus și din start, totul face prin acord binevol. Foarte bine. Și foarte frumos. Doamne să fie așa întotdeauna. Suntem prieteni și cred că prietenia, familia, totul este legat. Nu trebuie să ne complicăm. Sunt multe întrebări pe care n-am apucat să ți le pun astăzi. Dar mai avem ceva timp rezervat și aș vrea să vorbim despre lansare, despre premieră, despre o noutate muzicală care îți este foarte aproape sufletului tău și din motive întemeiate. Dragă Dănița, ai perfect dreptate. Acum ceva timp am realizat un proiect nou, o piesă nouă, intitulată Copiii mei, care de fapt și este dedicată copiilor mei și... Nu este un secret că pe data de 14 aprilie am fost omagiată. Mulțumesc foarte mult. Și cu acest prilej am vrut să-mi fac un cadou. Să fac un cadou pentru mine, pentru că sunt cea mai fericită mamă. Am copii, am familie, am cei dragi care mă susțin și cred că fericirea nu constă în bani, dar în sufletele și în căldura sufletului care o ai. Deci acesta este secretul din spatele acestei melodii emoționante. Dragostea pentru copiii tăi și fericirea de suflet te-a M-a ghidat făcut să realizezi această melodie. Da, eu aveam acest vis să fac o piesă pentru copiii mei, pentru că cui o să dedicăm tot ce este frumos, tot ce este mai frumos dacă nu copiilor. Da, pentru ei munciți până la urmă și pentru viitorul lor. Apropo de copii, de melodie, de soțul tău, că despre toate vorbeam și se împletesc oarecum, soțul tău nu te susține doar la evenimente private, el apare cu tine și la evenimentele Busuioc TV, te susține chiar, nu doar așa din culise, dar chiar în scenă, venind cu acel sunet magic al viorii lângă inima ta și lângă inima telespectatorilor. Chiar dacă nu a vrut să apară astăzi pe canapea, dar o să fie astăzi alături de tine. Prezent? Da, este corect, el este mereu alături de mine, mă susține și intenționat am vrut ca el să fie prezent și în piesa copiii mei, pentru că el este tată și face parte din familia mea și din familia cântecului, care astăzi va răsuna pentru deci dumneavoastră. Deci el a pus și el amprenta la realizarea creației muzicale. Desigur, el a făcut... Orchestrația? Orchestrația a fost făcută de domnul Constantin Sandu, însă returniela, soloul la vioară a fost făcut deci chiar de el. Deci ce ține de instrumentul lui? A fost imprimat vioara, da, el. Deci el a imprimat vioara, el a făcut partitura pentru vioară, o bucată din sufletul lui e acolo. E prezentă în piesă, da. Bun, chiar dacă n-am vrut să vin aici pe canapea, Alexandru, și eu n-am avut ocazia să strig amar la tine în această seară, dar poate e și mai bine pentru că am avut timp să o cunoaștem pe Anastasia. Altădată veniți în doi ca să descoperim și mai multe legate de cuplul vostru, dar și sper să ne vedem cât mai curând cu o nouă creație, Doamne ajută să faci alte lucrări noi, pentru că mai am întrebări pe care n-am reușit să ți le adresez. Am vrut să vorbim și despre frumusețe, și despre pași, și despre prietenie, și despre... Vorbim mamă, data viitoare. Am vrut să vorbim, da, dar n-avem cum, că trebuie să ieșim acum din emisie. Îți mulțumesc de suflet că ne-ai vizitat și că ne-ai împărtășit din experiențele tale, din ceea ce simți tu acolo în sufletul tău. Mulțumesc pentru sinceritate și pentru emoții pozitive și pentru darul și pentru generozitate și pentru prietenia care ne leagă. Și eu vă mulțumesc foarte mult din suflet pentru invitație,
pentru receptivitate și pentru această căldură care a fost în platoul de astăzi. Acum vă ofer cu drag scena platoului nostru. Așadar, prieteni, după cum am promis, răsună pe final de emisiune melodia Copiii mei în interpretarea Anastasiei Vulpe, care este astăzi însoțită de soțul ei, Alexandru Cucereavăi, violonist. Pe curând vă zicem cu mare drag și vă așteptăm de fiecare dată aici la Vedete Fără Secrete la Busuioc TV. Înapoi n-o mai aduce, dar când lași copii în urmă, tot frumosul se adună. În povestea vieții mele am lăsat două mărgele, o fetiță și un băiat. Sunt un om prea mult bogat. Fata mea, băiat, lui Dumnezeu, când de curaj și îmi dă putere ca să-mi ferez de rele. Fata mea, băiatul meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, când de curaj și îmi dă putere ca să-mi ferez de rele. Sunt o mamă fericită, de nimic nu-mi este frică. Am de copilași frumoși, ține, Doamne, sănătoși. Au și mamă, au și tată, sunt cu inima împăcată. Cea mai mare fericire și cânt astăzi cu mândrie. Fata mea, băiatul meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, când de curaj și-mi dă putere ca să-mi ferez de rele. Fata mea, băiatul meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, când de curaj și-mi dă putere ca să-mi ferez de rele. Și-mi dă putere ca să-mi ferez de rele. Fata mea, băiatul meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, când de curaj și-mi dă putere ca să-mi ferez de rele, ca să-mi ferez.